ţepe de 36 de milioane de lei în bugetul Brașovului. Două firme, una expertă în lucrări de mântuială, cealaltă cercetată de DNA, și-au bătut joc de contractele semnate cu primăria orașului. Potrivit știri de brașov.ro, firma Integral Buzău trebuia să construiască centrul de afaceri din Bartolomeu în 2013, dar au tergiversat lucrările până în 2015. Ulterior, lucrurile au mers din rău în mai rău. După numai un an, firma din Buzău a abandonat pur și simplu șantierul, iar primăria Brașov a reziliat contractul. În scurt timp, municipalitatea a descoperit că firma a făcut lucrări de mântuială. Mai mult, primăria a pierdut finanțarea europeană din cauza întârzierilor repetate. În consecință, edilii au fost nevoiți să rupă de la bugetul local 28 de milioane de lei pentru plata lucrărilor. Cireașa de pe tort, primăria Brașov s-a trezit și cu un proces intentat tocmai de societatea respectivă. Această firmă ne-a dat în judecată odată cu finalizarea acelui contract. Municipalitatea a câștigat procesul. Acum municipalitatea a dat în judecată firma pentru a-și recupera o parte dintre banii plătiți, pentru că s-a constatat că cel puțin o parte dintre lucrări nu au fost conforme. Firma Integral Buzău este cunoscută pentru lucrările de calitate îndoielnică pe care le are în palmares. Jurnaliștii de la știrdebrașov.ro arată că această companie a inaugurat maternitatea din Buzău, deși lucrările nu erau nici pe departe terminate. Mai mult, tot Integral Buzău a lucrat și la școala 114 din București. La câteva luni de la inaugurarea instituției de învățământ, tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit. Din fericire, niciun copil nu se afla înăuntru. Schema acestor țepari este simplă. Firma de casă a autorităților locale din Buzău primește contracte pe bani puțini, apoi umflă prețurile și de 5 ori în timpul lucrărilor, mai arată publicația brașoveană. Conforest S.A. Brașov, o altă firmă care a tocat bugetul orașului, are datorii uriașe și este implicat într-un dosar DNA. În 2014, compania a bătut palma cu primăria pentru construcția parcării din Poiana Mică. Dar, pe același calapod, ca și firma din Buzău, după 2 ani, Conforest a abandonat lucrările. Primăria Brașov a pierdut 8 milioane de lei și finanțarea europeană. În final, parcarea a fost terminată în decembrie 2017 cu o altă firmă.